Ieri a fost semnat certificatul de urbanism de care operatorul de electricitate avea nevoie pentru a devia rețelele de medie tensiune în vederea eliberării terenului din zona Moara de Vânt, pe care va fi construit Spitalul Regional de Urgență. Proiectul Unității Medicale Ieșene a rămas în continuare cel mai avansat din cele trei spitale de acest tip care vor fi construite în România, alături de Cluj și Craiova. Primăria municipiului Iași a început demersurile pentru acest proiect la sfârșitul anului 2016, iar în toamna anului 2017, Consiliul Local a aprobat transmiterea terenului de 120 de mii de metri pătrați situat în zona Moara de Vânt, din domeniul public al municipiului Iași și administrarea Consiliului Local Iași, în domeniul public al statutului și administrarea Ministerului Sănătății. Noul spital, o construcție cu 850 de paturi, va oferi atât servicii spitalicești, cât și asistență medicală ambulatorie, estimându-se a fi operațional în 2027. Costul Spitalului Regional de Urgență Iași se ridică la aproape 600 de milioane de euro din fonduri europene, un împrumut de la Banca Europeană de Investiții și de la bugetul de stat.